Ați văzut treaba asta și am tot vrut să spun asta într-un comentariu video. Ați constatat cu surprindere că de la o vreme, mai ales de când vocea mea a început să fie și mai puternică, datorită faptului că publicul vede că sunt sincer și onest și îmi fac corect treaba și sunt eu și cu conștiința mea, da, fără vreun partid, fără vreun mogul, fără nimic în spate, dar sunt eu și cu conștiința mea. Și spun lucruri oamenii de bun simț, sunt mai inteligenți decât cred, da, ONG-urile și spun lucruri de bun simț pe care oamenii le înțeleg că sunt adevărate. Cu cât crește încrederea publicului în mine, cu atât cresc atacurile împotriva mea. Și ați constatat cu surprindere și mulți dintre cei care mă urmăriți m-ați întrebat: domnule, da, te atacă oameni despre care eu credeam că sunt de partea bună a forței, da? Că atunci când te atacă Antena 3, România TV, DC News, care este tot din gașca lor de manipulare, fake news, Flux 24, care este al inculpatului pentru șpagă Bădin, care e tot din zona lor, știri pe surse, care e tot din zona... Deci când te atacă asta, mocir la media, mafia media, e ok. Dom'le, dacă îmi vin și te atacă aparent blogări independenți, nu? Obiectiv.ro, care el pozează în comentator anticorupție, anti-PSD, nu știu ce, dar la momente cheie, dacă te uiți la ei, da, la momente cheie, dacă te uiți la ei, vezi că vin exact cu mesajul de la Antena 3 și de la România TV, fie împotriva unor oameni din opoziție, fie împotriva unor voci care devin incomode pentru PSD. Oameni buni, dragi moșuri, asta nu este o întâmplare. Cei care fac asta sunt de fapt niște cârtițe ordinare, care 90% din timp, ca să-și creeze o audiență pe zona anti-PSD, dau mesaje anti-PSD ca să își creeze o încredere în acea audiență. Și în momentul cheie? Și în momentul cheie, când PSD-ul are interesul maxim să determine ceva, atunci vin cu mesajele care sunt exact ca la Antena 3 și la România TV. Oameni buni, cei care mă urmăriți pe mine, sunteți unii care ați venit în ultimele două săptămâni, sunteți vreo 40.000 de oameni care ați venit ultimele două săptămâni. Puteți să vă uitați din urmă pe net, să căutați ce a scris Mălin Bota cu 10 ani, ce a scris Mălin Bota cu 15 ani. Și veți vedea că niciodată Mălin Bota nu a scris ceva care să fie pe linia lui Antena 3, așa ceva nu există. Cei care scriu din când în când, exact în momente cheie, pe linia mafia media, sunt de fapt cârtițe ale lor. Înțelegeți? Și sfatul meu este să nu mai acceptați să vă ia de proști când mai vedeți lucruri de genul ăsta, pentru că acum, măcar în mediul online, aveți posibilitatea să vă documentați, să vedeți ce e corect și ce nu. Și nu-i mai acceptați. Altă cârtiță, Dragoș Pătraru de la TVR, este o cârtiță a lui Ghiță. Este o creație a lui Sebastian Ghiță. El n-ar fi existat dacă nu-l crea Ghiță prin Prahova pe acolo. A dus la România TV cu fotografii, ați văzut că le-am pus cu copilul lui Ghiță în emisiune, fotografii puse pe Instagram de nevasta lui Ghiță. În toate momentele cheie, când el aparent pozan independent, pe unde era, pe la TVR, pe la Digi, la momentele cheie dădea mesaje. Toată campania electorală a dat exact mesajele PSD-ului. Toți sunt corupți, toți sunt la fel, Iohannis nu e bun, are și el probleme, nu mergeți la vot. Exact ce vroia PSD-ul să provoace absenteism. Ulterior, odată nu l-am auzit să-și pună întrebări legate de comisiile lui Ghiță, odată nu l-am auzit să pună o întrebare de bun simț, el care pozează aparent, dar este o cârtiță a mafiei, să spună: domne, cum de ăștia pe care îi tot aduc ei la comisia cu Cuveaua, comisia Sufrageria, comisia K1, comisiile lui Andronic și a lui Ghiță, cum de toți au probleme penale, domne? Toți, Udrea, Dragomir, toți au probleme penale. Păi tu nu poți să fii un observator obiectiv să nu spui întrebarea asta. Și din când în când tu 90% din timp dai mesaje bune, îl înjuri pe Dragnea ca să-ți câștigi un public și îl faci hamster și nu știu ce și faci mișto de el, da? Interpretându-l fals și penibil pe Toma Caragiu, nu mai discut acest aspect, că omul e o copie jenantă, încearcă să limite pe marele nostru actor de geniu Toma Caragiu și e foarte scremut, dar nu discut aceste aspecte. Deci tu îl înjuri pe Dragnea și pe alți PSD-ști ca să-ți creezi o audiență și la momentul cheie, când Dragnea are cea mai mare nevoie, de exemplu să nu vină oameni în stradă, tu ieși și zici: domnule, ăia de la Rezist niște norociți, ăla dă cu boxul, ăla vorbește singur la telefon, ăla așa, niște proști, nu mai mergeți lângă ei. Și le faci exact jocul. Astea nu sunt întâmplări, oameni buni. Când mai vedeți așa ceva, unde îi prindeți, dați-le reject. Dați-le unlike pe Facebook, raportați-le paginile și treceți mai departe și nu mai aveți încredere în ei. Pentru că, de fapt,
Ciuma Roșie, de pe vremea lui Iliescu din 90 până acum, a lucrat constant cu această metodă. Este o metodă, că Dragnea n-a inventat el gaura din Covric. Este o metodă pe care a folosit-o Iliescu din 90. În 90, când noi ne chinuiam să construim democrația, Iliescu infiltra partidele istorice, organizațiile care se formau, redacțiile, infiltra tot cu oameni, informatori ai securității, ofițeri sub acoperire și mai departe. De ce le infiltra? Pentru că la momente cheie să poată să detoneze acele entități din interior.